funk. Liniște de dinaintea furtunii sau mai degrabă de dinaintea gălăgiei. Totul bine și frumos, începem așa cu niște felinare frumoase, felinare care vestesc festivitatea asta, marea sărbătoare, una dintre cele mai importante sărbători din China și Vietnam, am văzut pe Google că se sărbătorește și în Vietnam, este Mid-Autumn Festival, o sărbătoare de toamnă, un fel de ziua recoltei, doar că nu e chiar ziua recoltei, cum e ziua recunoștinței, ziua recoltei, e o sărbătoare în care te aduni cu familia, mâncați, beți, vă distrați și tot orașul e împodobit de astfel de decorațiuni pe care urmează să vi le arăt. Asta este doar începutul, cum am zis, liniștea de dinaintea furtunii. Și de ce zic asta? Asta pentru că azi e sărbătoare, ce înseamnă că o să toți oamenii din Hong Kong plus, aparent 1 milion de oameni din mainland vor fi aici, așa că o să fie îmbulzeală mare, mare, mare. Parte sunt cu Winky, care ne învață cum să zicem Mid-Autumn Festival în chineză. How to say that? How to say, oh, Mid-Autumn Festival? Yes. In Cantonese, right? Yes. 中秋节. How about Mandarin? Mandarin, 中秋节快乐. Wow. You want to say Mid-Autumn Festival or Happy Mid-Autumn Festival? I think Happy Mid-Autumn Festival is better. If it's like this, it will be 中秋节快乐. 中秋节快乐, all right. Yeah. If Mandarin, it will be 中秋节快乐. Good. Da, ce să zic? Anul chine... Deja m-am dus în februarie, nu? Vreau să zic festivalul toamnei fericit, că nu știu ce să și zic. Explorăm zona asta, ne facem poze, că încă nu ne-am făcut, doar ne-am făcut poze, videoclipuri la aceste lanterne din 10-11 unghiuri, felinare, pardon. Pilașii, dar nu numai, pleacă cu felinarele și își fac poze cu ele. Pe scurt sau pe lung, ce știu eu despre Mid-Autumn Festival ăsta e că sunt într-adevăr felinare, mooncakes, care, apropo, 800 de calorii, 800 la 1000 de calorii are o prăjiturică atâta. Am rămas tablou când am auzit că 800 de calorii într-o prăjiturică din aia atât de mică. Și lună, și iepuri. Iepuri, lună, felinare și mooncakes. Astea ar fi cum se cheamă? Astea ar fi obiectele care descriu această sărbătoare în anii ăștia de când sunt eu în Hong Kong. Asta am văzut. Suntem deja la a doua locație pe ziua de azi, suntem în Hong Kong Park. Parcul Hong Kongului nu merge, Hong Kong Park, fix așa se numește, asta este numele. Și să vă arăt ce se și întâmplă pe aici. Se întâmplă că iar avem lanterne și lanternuțe, dar nu prea le vedeți voi. A, gata, le vedeți acum. Iepuraș, elementele acestei sărbători. Și acolo este luna. O lună gonflabilă, da, vedeți? Că nu vedeți că e prea lumina asta. Hai, fată, stau să dau lumina asta de mai mică, cum se vede. Ara, gata, este bine, se vede și luna. Acum privim festivitățile de Mid-Autumn Festival, dansul dragonului de foc. Mi-a adus Jason urechiuși de iepuraș. N-am văzut, fata, niciun dans al dragonului de niciun foc.
E blocat drumul, mergem în parc să mai vedem luminițe. Astea ar trebui să fie așa mai spectaculoase, mai. Da. Ce înseamnă asta că străchinezi? Pă de-aia! Aoleo, hada, înăuntru e dragonul. E atât de nebunie că sunt blocate drumurile, trebuie să trecem cu țărâita. Dragonul e acolo înăuntru și noi aici. Atât de aproape, dar totuși atât de departe. Trecem. Este voie să trecem. Gata. Am intrat în parc, cred că e cel mai frumos, v-am zis. Și unde e dragonul? Audiți din topele, dar unde e dragonul? Fuge, Jason, fuge, mă rog, ca mine și nici n-am vrut să vină. Și acum ia, uite-l. Este absolutamente nebunie. It's okay. Oh, the camera can see it. Hai că măcar voi vedeți. Noi nu vedem, dar voi vedeți. Vedem și noi prin intermediul camerei. Hai că suntem bine. E pentru prima dată când văd și așa ceva. N-am poftim atmosferă de Hong Kong. Nu s-a mai făcut treaba așa de 4 ani. Așa că au venit și oamenii mainland și turiști și toată lumea s-a adunat aici să vadă și festivitățile sunt mai grandioase și decorațiunile și toate cele. E pentru prima dată când sărbătoresc și eu așa cum se cuvine. Așa că mă bucur că pot să împărtășesc cu voi. Cam asta e treaba. Everything goes way. Și așa de aici, live de jos, de la bază. Este absolutamente superb. Un parc imens cu luminițe, așa parcă mă simt în Rapunzel. Everything goes way. I can feel the breeze. Euphoric demons. Only you and me. Pour your honey sickly sweet. Keeps me coming, got me weak. Știi cum ziceam la începutul vlogului? M-a auzit oare că ai zis încă trebuie să-mi ascundă la valiera, fată? Ia să vedem, m-a auzit sau nu? Ar trebui să mă auziți. Cum vă ziceam la începutul vlogului că această sărbătoare este despre familie, ei bine, acum ne strângem la sora lui Jason acasă și facem grătar pe acoperiș ca niște români chinezi adevărat. Ce să mai? Mâncăm mooncakes, petrecem timp cu familia, luminițe, vedeți cum e la Jason asta și nepoțiilor le-a luat de sunt de mine. Eu de treaba asta sunt interesată. Avem aici mooncakes, o plasă de mooncakes. Dar nu sunt cele tradiționale, ci sunt snowy. Sunt congelate. Să vedeți, sunt din pastă de orez, nu sunt făcute cu făină și cu loto și cu ou. Au un fel de mochi, dar mai făinoase și mai tari, că de fiind congelate. Da, cam așa, ca un fel de mochi și au o umplutură foarte tare. O să vă arăt. Noi am cam întârziat așa un pic, s-a mai mâncat, dar încă e acolo grătarul, deci nu, suntem bine. Doamne, câtă mâncare, doamne, și suntem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adulți, dar eu nu prea mă pun, că pentru mine nu prea e mâncare pe aici și doi copii. But, avem priveliște frumoasă. Și pe Sunny Sunniuța aici cu vlogul. Na, pizza la grătar, nu mai văzut se răspund acum. Na, poftiți, pizza la grătar. Bravo. Între timp s-au mai găsit și niște cârnați, crembuși de pui. Băgăm
Merge, uite. Interviewing me. So this is the Hong Kong style. Yeah, interview la hotar. Ce zice? In your country, your father always need to barbecue for us. But here we like to do it by ourselves. So it's like people run a circle here and then everyone just... Like we can also barbecue chicken wings on this stack. Oh, it's real hard to break this habit. Dacă ați mai avut așa să mănânci cârnatul cu pețigașul. Deci încă e bun cârnatul, cremul știu, dar lipsește pâinea. Ce bine ar fi mers cu pâine, așa parcă mănânc gol cu cum ar zice ai noștri. Viața, where are you going? Vine fata aici înapoi, vine înapoi. Uite, vine cu chilișuri, mă, ciufulici. Stai mă că vine și ea de aia să-și aducă pizza să ne arate. Hai, adu. Of. Mare greșeală am făcut cu jucăriile astea. Sunt preferatele ei, dar se joacă prea agresiv cu ele și în... Când a fost asta? În ianuarie, februarie, am fost cu ea la doctor, că a făcut febră musculară, ca să înțelegeți de la astea. Și ne-am speriat tare, că nu se știa dacă e febră musculară sau ceva mai rău. Că pe lângă pizza aia, pizza aia lui Cookie, mai avea și o popușică pe care poate să o să facă și mai rău. Pizza lui Cookie fi mai mare, nu are atâta putere sau nu poate să o zgâlții atât de tare pe cât putea cu popușică. E popușică, gata, la revedere, nu mai e popușica. A, aș putea să-i dau lui Ciucica. Da, Mariliță, amintește, să-i dau lui Ciuci când vin, să-i aduc popușica, că am ascuns-o. Bă, dar acestea fiind spuse, Rosie turbată, ca de obicei, îmi fac și o cafeluță, e a doua zi și continuăm cu festivitățile de Mid-Autumn Festival, pentru că și azi se sărbătorește. Azi e... Ieri n-a fost public holiday, dar astăzi este public holiday, adică zi liberă, că știu să vorbesc și românește, but ce v-am să zic? Să vorbesc românește și apoi continui cu un cuvânt în engleză. Ieri a lucrat toată lumea, dar azi nu se lucrează. Lucrează ăștia care trebuie să lucreze. Dar uite, la mine la grădii, sâmbătă asta este trecută cu roșu ca public holiday, deci nu lucrăm. Și o să-mi continui activitățile, v-am zis, de Mid-Autumn Festival. Mai mănânc și niște mooncakes, că mi-a luat Jason cutie. Am venit eu cu o cutie. Stau... E bine că mă plângeam că am rămas fără mooncakes, nu mai sunt mooncakes. Și o să mă întâlnesc cu Winky mai târziu să mergem unde ar fi trebuit să merg cu Jason săptămâna trecută de aniversarea noastră, dar nu mi-a convenit mie atunci ca fiind o activitate de aniversare. De fapt, nu. Am zis că dacă mai suntem în stare, dacă ne mai simțim în putere, atunci mergem. Pe seara, dar n-am mai fost pentru că a fost efectiv eu. Stai că e luminozitatea prea mică de acum. Efectiv eu. Eu am fost extenuată de la poze. Așa, mă rog. Acum îmi fac și o cafeluță și mai vorbesc cu voi, ce să mai văd, vă țin la curent. Mi-a ieșit o cafea oribilă, aparatul ăsta de cafea, așa are zilele numărate, că în ultima jumătate de an mai mult m-am otrăvit de la cafea decât să mă bucur de cafeluța mea. Dar trecând peste asta, aș vrea să vă arăt The Mooncakes. Astea sunt cele cumpărate de Jason. Și astea sunt cele cumpărate de mine, că eu n-am avut altă variantă, au fost efectiv ultimele. Și cred că mănânc de la Dryson, că am văzut că sunt crunchy și eu am o chestie cu texturile. Sau mă uit pe spate să văd care cum sunt. Popele mele mai scrie în engleză, dar asta doar în chineză. Așa că trebuie să mă uit pe spate să ghicesc. E dificil să-mi dau seama chiar și citim pe spate, că... Nu știu dacă culorile sunt... Ce trebuie? Maro, ciocolată, sigur. Galben, wow, cred. Mov, potato, taro. Asta cred că vreau să iau. Vreau una cu nuci. Cred că asta e. Iată cum arată. Tu.
Astea sunt din cele moderne. Tradițional 800 de calorii. Modernă, nu știu câte grame are asta, dar pe 100 de grame sunt 300 de calorii, deci e decent. Am luat ce trebuia, dar nu prea-mi place la gust. O iau pe aia cu cioco. Asta cu cioco e direct cu samsam. Ador. V-am zis de dimineață că continuă activitățile. Iată că mi-am făcut curaj. Am filmat un pic, nu tot ce trebuia să filmez. Ce un pic din ce trebuia să filmez. Mă să mă simt, cât să nu mă simt guilty. Mi-am făcut un... For your safety, never access the track area. Dacă vreți să întrebi de ce atâtea anunțuri, este pentru că sunt în locul unde e metrou așa. De obicei sunt uși și de asta atâtea avertismente ca să nu sară, să nu se împingă, să nu cadă oamenii acolo. Așadar, revenim. Nu știu dacă nu mai țin minte, jur că nu mai țin minte ce a trebuit să ce ziceam de dimineață. But acum aștept pe Winky. Mergem să explorăm ceva foarte îndepărtat, că mi se luase tot cheful, nu mai aveam chiar să merg azi. Speram să... cum se cheamă? Speram să anulăm, dar nu s-a anulat, deși eu sunt cea care a propus să mergem acolo. N-am propus să nu mai mergem, doar așa speram să-mi zică Winky că nu se simte bine, că la la... Nu. Așa că continuăm vlogul cu... aventuri, vă, vi se întâmplă să fiți așa super bine dispus și dintr-o dată nu, să vă faceți planuri, că mamă, și colo, și colo, și colo merg și apoi când să vină timpul să fie așa obosit, să ai atâtea de făcut, să nu mai chef de nimic. Așa am fost eu în momentul ăsta. Dar mă rog, lasă, treacă, meargă. V-am zis, mă simt bine că am reușit totuși să fac ceva. Și acum o aștept pe ea. Și împreună vom descoperi locul ăsta absolutamente minunat. Voi mânca ceva, hopefully voi bea o cafea bună, pentru că nici cafea nu am băut. Nu v-am zis, mi-a făcut cafea și a ieșit oribilă. Oribilă, oribilă. So, sperăm că beau și cafea și că mănânc și ceva bun, că iar n-am mâncat, că de, în afară de muncă, n-am mâncat altceva. Sperăm că ziua de azi locul va merita efortul meu extraomenesc să mut fundul până acolo. Să mut fundul până acolo și sper să apreciați și voi efortul meu ăsta, că vedeți că puteam să zic la la, dar n-am zis. Right? Ca să nu zicem. Ca să vă arăt, ca să fac content pentru voi, da? Deci sper să apreciați el. Ce să mai... Mă aștept pe lui, că e întârziată, ca de obicei. Dar pentru că știu obiceiul, am început să plec și eu mai târziu de acasă, pentru că știu că e întârzie. Așa că și eu plec mai târziu de acasă. Ca să nu trebuiască să aștept mult. Bine am făcut că am plecat mai târziu de acasă cu 20 de minute, că dacă nu, așteptam 30 de minute după ea. Ceea ce nu ne place, so, așteptăm, așteptăm, așteptăm. Nici acum nu e în cadru, ce să și vedeți. E la toaletut. Se spală pe mâini înainte de mâncare. Eu sunt neastâmpărată și doar folosesc desinfectant. V-am zis că mi-e foame. V-am zis că mi-e foame. Așa că ne-am oprit la un restaurant și cred că am făcut o mare greșeală la ce mi-am luat. Nu cred că mi-am luat bun. Văd mâncarea tuturor oamenilor și pare mult mai bună decât a mea. Mi-am luat un burger cu pui. Sper doar din tot sufletul meu să nu fie piele, zgârciuri și pielițe pe pieptul de pui. Asta și-a luat domnișoara, ce bine arată și cu supiță și cu chestii. Eu burger. Trebuia să-mi fi luat eu cartof, dar nu mi-am luat cartof pentru că am zis că mi-e foame și cartoful nu îmi ține de foame. Dacă luam un cartof la cuptor cu chestii și cu sărlățică, ar fi fost bine. Și cu supică, mamă, ce bine ar fi fost, da. Da. Cam așa cu stilă, burgerul, și am zis, știi ce, mă? Mă duc și-mi cumpăr altul, ce-o aveam? E de așa arată, cartofi cu smântână și cu salată.
și gata, poftă bună. După ce am mâncat și după ce am băut un pumpkin spice latte corect și corespunzător, ne-am așezat la coadă, a fost o coadă ceva de genul, să prindem autobuzul pentru locul unde o să mergem, autobuz, cum se zice, autobuz... Nu știu cum se zice cuvântul. Asigurat. Autobuz asigurat de cei de la restaurant. Și ce să și vezi? Când să ne urcăm și noi în autobuz, mai era doar un singur loc, așa că n-am putut să facem treaba asta și a trebuit să așteptăm încă 30 de minute pentru următorul autobuz. Microbuz, de fapt. Și asta facem, mă așteptăm la 6 și un sfert. Trebuie să plece, deci... și venit. Hai că vorbim de lup și lupul la ușă. Acum sunt primele care se urcă. Am ajuns la destinația mult căutată, mult, mult, mult. First of all, restaurantul ăsta foarte estetic, sta să vă arăt. Pe timp de zi, că pe timp de noapte se schimbă treaba, în special că mie nu-mi plac pozele pe timp de noapte, dar arată foarte nice. Apoi avem luminițe, luminițe, luminere și activitatea principală pentru care am venit e legată de... Mi-am călcat pe roche, să rup roche, suntem bine. Este legată de lac. E un lac fix lângă restaurant și fix acolo o să mergem și noi. Ne dăm cu bercuța. Vedem, facem chestii tradiționale și probabil așteptăm la coadă, peste coadă, peste coadă, pentru că, ce să și vezi, e fiind sărbătoare, mamă, ce cearcă ne-am, fiind Mid-Autumn Festival, sunt destul de multe persoane aici, așa că... Trebuie să așteptăm. Mă rog, noi am încercat să ne facem niște poze, să ne, dar nu prea ies din cauza luminii. E lumina destul de proastă pentru așa ceva. Vă ziceam de coadă. Look. Aia e coada. Trebuie să așteptăm acolo ca să intrăm. Se vede lunița pe acolo, se vede. No more lanterns. So out. Mai am să pun lanternă din aferinar pe apă. Fix asta voiam să fac. Oh, ce tristețe, ce suferință. You can. I mean. Oh. Eu am fost aici odată de Crăciun și sincer vă zic că parcă așa de la intrare de afară parcă arată mai bine decât de Crăciun. Parcă nu mai e atât de multă lume, deși e sărbătoarea. Parcă este bine sau ne place. Așa că să aveți o idee despre ce se întâmplă. Avem aici sistemul solar, cred, da. Floricele, sclipici, lumini. Fix ca de Crăciun. A avut chestia asta și de Crăciun. Oamenii la coadă, așa, continuă coada, pune pe undeva pe acolo ca să-și facă niște poze și n-am pus să faci cine știe ce poze, că e întuneric. Dacă n-ai cameră profesională, nu faci cine știe ce poze și ți-e și rușine și stai și aștepți jumătate de oră ca să stai înăuntru 3 secunde și să ai niște poze nașpa. Nu știu dacă o să așteptăm acolo sau nu. O zică, dar uite cât ce dă mie mâncare și totul sunul de ochi. Este coada kilometrică și aici. Așa că mergem unde e unii că am pierdut-o. O să ne plimbăm. Că ne plimbăm și apoi vedem pe unde. E fix ca de Crăciun, credeam că e mai bine. Așa mi s-a părut de la îndepărtare, dar nu. Este fix ca de Crăciun. Aoleu! Eu am vorbit, dar fără microfon. Acum auziți mai bine? Aoleo! Gata, am găsit-o și pe Winky. Uite aici, aici e drăguțel. Ne place, ne place. Uite aici, frumușel pe lac. Și aici... să pun lanternă din felinarul ăsta pe apă, dar nu mai sunt. Uite ce drăguție. Le-au vândut pe toate. Voiam și să fac așa ca în Rapunzel.
care trebuie să așteptăm la o coadă gigantică, absolutamente gigantică, dar nu știu dacă merită sau nu. Asta e coada pe topul. Ne pusesem la coadă și după am zis eu, cum e să ne punem la coadă, stați că e mai frumos în spate. A, dar nu mă vedeți. Nu e nevoie să ne punem la coadă, că putem să ne facem poze acolo unde erau căței. Nu, în primul rând, stăpânii cățeilor au stat acolo, efectiv, au peste tot, stăteau ei, numai ei acolo. Stăteau acolo în spate și n-aveam nicio treabă, deci n-aveam loc să ne mișcăm de ei și nici nu se vedea frumos. Și am plecat de la coadă și acum a trebuit să ne punem din nou la coadă. Am pierdut 3 persoane intrat înaintea noastră, dar asta e, din vina mea, că m-am răzgândit. Ziceam că e ok dacă stăm doar acolo, în colțul ăla cu iepurașii, dar nu. M-am răzgândit, eu am zis, măi, am venit aici, nu ne-am așezat la nicio coadă, n-am făcut nicio poză așa emblematică cu locul ăsta. Măcar aici, că ăsta este locul cel mai frumos pe care le vezi în anuntul și peste tot, am zis, măcar aici să stăm. Așa că ne-am așezat din nou la coadă. Acum să vedem și cât o mă aștepta și să vedem și dacă ne ies pozele frumoase. Fiecare vlog de-al meu zic și gata, mi-a făcut poze, sunt mulțumită, sunt fericită, chiar ne-a făcut băiatul care e de aici, chiar se pricepe la poze, mi-a făcut și poze drăguțe și apoi am mai rugat pe cineva să ne facă o poză și ne-a făcut o poză super drăguță, așa l-a scos și lumina ca să ne iasă poza mai bine. Ne mai plimbăm un pic pe aici, nu să mai stăm foarte mult timp pentru că deja e nouă și e destul de departe locul ăsta, adică destul de departe, destul de greu să ajungi pe aici, dar aș vrea să vă mai arăt și vouă cum se mai prezintă situația. Mă bucur că am stat până la urmă la coadă și ne-am făcut pozele alea, pentru că chiar nu am și simțit așa, măi, am venit degeaba. Am venit degeaba, n-avem și noi o amintire de aici, acum avem și împreună amintire și singure, suntem bine. Mi s-a făcut rău pe autobuz și pe tren. Dar o să revin eu cu o țăr de bubble tea și gata, mi-a revenit. Uite, ăsta este dragonul de foc. E făcut efectiv cu petișoare parfumate. Bineînțeles, când e dansul dragonului de foc, atunci e mai așa, mai impunător, mai fancy. Dacă găsești ceva videoclipuri de ale oamenilor făcute zilele astea, o să le inserez pe aici ca să vedeți și voi despre ce e vorba. E o tradiție care vrea să fie păstrată din generație în generație și în ultimii 3 ani, din cauza pandemiei, nu a mai fost făcută, dar acum chiar și eu, chiar mă bucur că au reluat treaba asta, dar rămâne oamenii, na, că e o mândrie pentru ei, vă dați seama. Pleacă cu suvenir de acolo. Ia uite. It's not a souvenir, I just grab it on the floor and this is the stick with fire on the dragon. Da. Like this, a lot. Noroc, sănătate și virtute. Noroc, sănătate și virtute. So foggy, look. Ah, de toate.